începutul cărții poate să surprindă pe cititor într-un mod foarte plăcut și foarte interesant, cu o anumită provocare. Află de niște toponime românești în zona Antarctici și de un personaj absolut fabulos, Julius Popper. Ce ne puteți spune despre acest personaj de Hollywood? Deci, anticamera Antarcticii este pentru 90% din călătoriile spre acest continent țara de foc. Ushuaia, în speță, este o localitate care exista și pe timpul Rakoviță, mai micuță, amărât acolo, dar care acum este mult mai înfloritoare. Numită capătul lumii? Cum? Capătul lumii, zice ei, fiind del mondo, nu știu ce. Bun. Și aici găsim mai multe denumiri legate de un înaintaș care era un evreu român, Julius Popper, un personaj cu totul remarcabil, un personaj de roman într-un fel, și alții au și făcut filme bune și artistice și documentare despre acest personaj, care era român totuși și el s-a simțit totdeauna român, Julius Popper. Și el a dat denumiri pe o hartă a amiralității britanice, da, realizată de el împreună cu englezii la vremea aceea, și aflăm că lanțul de munți maestoși care domină Ushuaia, cu creste mereu înzăpezite și așa, se numea Carol de Romania. Iar puțin mai la nord era Sierra Carmen Silva și undeva era un râu Sinaia, exista râul Popper, care mergea într-un portuleț care mi se pare se numea Lahovari, deci el a dat multe denumiri. Bineînțeles, după aia argentinienii, care sunt foarte geloși și nu tolerează asemenea, ei au schimbat toate denumirile, bineînțeles, a rămas însă în Ushuaia, e un magazin de echipament sportiv, polar, etc., Popper, și un mic muzeu Popper există în Ushuaia. Da, așa că deci el... Popper, care ajunsese un mic stăpân al locului, bătuse chiar monedă cu numele lui. Da, 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 la atenție, la 34 de ani, după călătorie în jurul lumii a ajuns el acolo, ca să caute aur. Era un aventurier, dar un aventurier cu de-astea doctorate pe la Sorbona. Asta e, adică era foarte deștept, făcuse multe, era și inginer, dar făcuse și studii de antropologie, de geografie, de topografie. Remarcabil personaj. Și lui îi datorăm acele denumiri. Dar, venind acum mai spre sud, mai departe deci, avem două insulițe care se cheamă Emil Rakoviță. Au fost botezate de englezi prin 1966, așa ceva. Deci destul de târziu, da? Rakoviță e și numele lui acolo. Iar departe în Antarctica, pe la vreo, știu eu, 64-65 de grade latitudine sudică, există insula Cobălcescu, botezat așa după numele magistrului lui, profesorul de geologie. Nume pus de Emil Rakoviță. Nume pus de Emil Rakoviță, în care a fost sub o stea norocoasă a destinului tot timpul. Că bun, l-a avut pe Creangă învățător, dar după aia când s-a dus la liceul Principatele Unite din Iași, păi a avut profesor de rămâi paf, Adexenopol, un istoric renumit. E alături de Iorga, de exemplu, ca istoric român. După care a fost Petre Poni, învăța la chimie despre niște lampa Poni, nu știu ce. În fine, Petre Poni, un mare chimist, da? Și cine a mai fost? Și Cobălcescu, care de asemenea era un geolog renumit, adică nu era orice gigel. Era. Și ați avut ocazia să puneți piciorul pe insula respectivă, probabil fiind primii români care a spășit pe acea insulă. Povestiți-ne puțin momentul, pentru că e interesant. Folosiți și expresia atât de dragă românilor, că la barzachioare face Dumnezeu cuib. Cum s-a întâmplat că e? Păi s-a întâmplat așa. Totul pleacă de la faptul că în echipajul internațional, capitanul era Evgeni, de exemplu, un rus al acestei nave, era și un român. Mecanicul, inginer mecanic Sebi din Constanța, cu care noi, bineînțeles, că ne-am împrietenit imediat și când ieșea din schimb noaptea, dimineața venea să bem o cafea, să bârfim cele românești și așa. Și Sebi
a apreciat sticlele noastre de Malbec, pe care noi nu le-am apreciat deloc, cum ziceam, și atunci s-a creat așa o punte care ne-a permis să îndrăznim, măi, dar n-am putea noi să tragem o fugă cu un zodiac așa mai cumva, că era împotriva regulilor acolo, deci să fie disciplină, într-adevăr, când se întâmplă un accident, e compromisă toată povestea, na, nu e. Și zi și făcut. Atunci, într-o zi, am tras un chiul cu un zodiac și am ajuns pe la iceberguri, vedeți poza de copertă, da, din albumul mare, atunci s-a făcut poza aia, nu? Când am... Exact. Și după aia, în altă zi, am tras un chiul și am ajuns pe insula Cobălcescu, care era pe hartă, zicea, cum să ajungem noi la ea? Și așa am ajuns și am fost foarte bine, ne-am simțit foarte mândri. Insula nu e mare, câteva hectare acolo ceva și o cotă de maxim vreo 30 de metri înălțime, stânci, sălbatică e toată stâncoasă, în sălbăticia aia de o asprime minerală, Helmut a descoperit un sphinx și acum lăsăm pe teoreticienii sphinxilor din Buceci și de toți să zică, domne, cum de e un loc au ajuns legat. Dacii și pe insula Cobălcescu, de ce nu? Dacii erau așa de grozavi că puteau să ajungă, nimeni nu neagă. Ia uitați, așa. Și pus în mod inspirat în pagină cu portretul capitanului navei Belgica de Gerlaș, care a fost un capitan foarte curajos și datorită curajului lui extraordinar, Belgica era să ducă pe copcă, să moară toți. Pentru că el a profitat de un vânt puternic care a apărut deodată, a abandonat programul pe care îl urmau ei până atunci o lună conștiincioși și a făcut stații de observații, cercetări acolo și a zis, lasă că ne duce vântul, descoperim terenuri noi. Asta înseamnă un adevărat explorator. Adică și asumă niște decizii de un curaj dement pe care noi din scaunul ăsta le condamnăm. Și zicem, domne, nu trebuie așa, dar asta dar e. Risca viața echipajului. Și corabia a mers vertiginos, numai după câteva zile a rămas înțepenită în gheață, nici înainte, nici înapoi. Și au avut mare noroc în final că ei au reușit să întoarcă de acolo. După ce ai stat un an între ghețuri, când s-a încălzit din nou vremea, erau deja dispăruți, bănuiesc. Absolut, da, bine că ei n-au avut cum să comunice de acolo, nu era pac, dar începuseră să fie reale bănuieli că s-a întâmplat ceva și ei au avut noroc că s-au putut elibera din închisoarea aia, gheții, a fost Platoș aia care i-a ținut acolo captiv. Și că într-un fel expediția nu și-a atins toate scopurile. A fost semi-eșec, de ce să nu spunem, direct. Dar, datorită tenacității al lui Racoviță și a celor câțiva cercetători de la bord, ei au continuat să facă observații, așa că n-au venit cu mâna goală acasă. Asta e important.